Salutare lume, Axel aici și astăzi vin cu unboxing-ul slash prezentarea harddiscului extern de la Seagate Backup Plus de 1 TB pe USB 3.0. În caz că nu știți, recent am făcut unboxing-ul unui alt harddisk extern, tot de la Seagate, pe numele său Expansion de 2 TB. Numai că acesta este de formatul 3x5 și necesită alimentare separată pentru a funcționa. Așa că am spus că voi renunța la alimentarea separată pentru că, na, poate voi avea nevoie să mai iau cu mine harddiscul extern și nu vreau să car prea multe cabluri și renunț la alimentarea separată și sacrific viteza de transfer și capacitatea, trec de la 2 tera la 1 tera. Ca să folosesc doar mufa USB 3.0, atât pentru transfer cât și pentru alimentare. Așa arată cutia harddiscului și după cum puteți vedea, acesta este de formatul de 2,5 inch. Este compatibil cu Windows și macOS și spune că ar exista și o aplicație în Google Play și App Store care ți-ar permite să faci conexiunea între telefon și hard. Ciudat pentru că nu are wireless și mă gândesc că ar fi ceva printr-un cablu USB, OTG, dar pe produsele Apple chiar nu-mi dau seama cum s-ar putea să face legătura. Hai să desfac. Din nou, aceeași chestie, cei de la Seagate nu spun ce viteze de transfer ar trebui să prindă harddiscul, așa că voi reveni eu la final cu un test în Blackmagic Disk Speed Test să vă spun ce viteze am prins pe el, pe USB 3.0. Și aceeași chestie, adică am MacBook Pro Retina cu SSD-ul de 256 și fișiere care nu au nevoie să stea pe SSD, gen poze, imagini, videouri, chiar și proiecte la care lucrez, proiecte video, le pun pe hard și funcționează fără nicio problemă pe conexiunea USB ca să le editez în timp real. Arată manualul exact la fel. De data asta doar trebuie să pui cablul USB și să-l conectezi la laptop sau PC, nu contează, poți să-l folosești pe orice fel de conexiune. Și bănuiesc că poți să-l conectezi la televizor și, de exemplu, dacă ai filme pe el, îl pui la televizor și vezi filmele direct pe conexiunea USB. Mă uit să văd dacă este ceva de viteze, dar nu. Așa, hai să-l desfac. După cum puteți vedea, este mult mai mic față de cel de 3,5. Așa arată. Asta este cablu. Tot micro USB 3.0. Cablul este mult mai scurt. Și chiar îmi place asta. Este mai scurt cablu. Micro USB 3.0, capătul ăsta USB 3.0 și așa arată hardul. Aș putea spune că este mărimea unui SSD, mi se pare că și SSD-urile sunt de 2,5 inch și cam la fel de gros cât un SSD ar pare a fi. Aici este conexiunea micro USB, plastic lucios, ci care o construcție, are un design metalic, dar este plastic aici, plastic lucios, pe partea asta tot plastic lucios. Și în partea de jos, plastic tare. Aș fi vrut să aibă niște piciorușe, poate nu tremură așa mult încât are nevoie de amortizare. Să-l pun lângă celălalt. Și așa arată. Uitați-vă la grosime și la mărime. Este o diferență foarte mare. Dar cum am spus, mărimea mai mică, ok, vine doar cu un cablu care necesită, adică necesită doar cablul micro USB atât pentru transfer cât și pentru alimentare, dar sacrifici spațiu de stocare. Ăsta are 2 tera și am văzut că hardurile externe de formatul 3x5 ajung până la 4 tera, iar cele de formatul 2x5 ajung maxim la 2 tera și mai scazi și vitezele de transfer. Ăsta bănuiesc că ar trebui să aibă în jur de 70 de MB pe secundă față de ăsta care avea peste 100 de MB pe secundă, 114 atât la citire cât și la scriere. Dar, din nou, sunt niște viteze super ok și pentru fișiere care nu au nevoie de viteză, nu afectează cu nimic performanțele.
Voi pune acum un screenshot cu testul pe care l-am făcut în Blackmagic Disk Speed Test. Dar cum am spus, bănuiesc că vitezele vor fi în jur de 60-70 MB pe secundă, atât la scriere cât și la citire. Păi, cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că aveți întrebări, vă aștept mai jos în secțiunea de comentarii. Dacă vreți să mă ajutați cu producția acestor videouri, folosiți primul link din descriere ca să cumpărați acest hard disk extern de la EMAG. Din nou, am văzut, mi se pare că avea câteva review-uri pozitive și la fel, am auzit păreri foarte bune despre el și de asta l-am și luat și sper că va rezista în timp. În caz că vreți să ținem legătura, mă găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram și toate rețelele sociale, la fel, link în descriere și da, ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!